Bună dimineața, București! Domnul Marius, uite, noi mai încurajăm și tinerele talente. Ele am vorbit despre meteorologie. Un tânăr talent al meteorologiei, meteorologul Meda Andrei. Da. În dimineața asta trecem pe muzică. O dăm pe muzică. A fost concurentă la Selecția Națională Eurovision. Am mai fost prin alte locuri. Pe la televiziune am văzut-o zilele trecute. Acum a ajuns și la radio. O cheamă, să știi că nu e necunoscută celor care ascultă București FM, că ea mai fost pe la noi prin emisiune, a mai și cântat, a fost și la munte, la Bușteni cu noi. Bună dimineața, Eliza Chiv. Bună dimineața, bună dimineața. Ce mai face Eliza de când nu ne-am mai văzut mult timp a trecut? Adică să tot fie vreo 6 luni, nu? Da, cred că da, 6 luni. Da, ce ai mai făcut între timp, după Selecția Națională Eurovision, ce s-a mai întâmplat? Mamă, păi am avut o perioadă... Pregătești clasă la altă? Te duci la Eurovision? Da, 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 mă duc și anul ăsta la Eurovision. Serios, te duci și anul ăsta la Selecția Națională Eurovision? A, v-am dat bomba! E piesa gata? Nu, nu e gata. O să ne apucăm de ea weekendul ăsta la munte. La munte? Acolo da. E zona ta de creativitate? Da, acolo ne strângem mai mult și facem haos. Cu mai cine? Cine? E, nu vă dezvălui chiar tot. E de ajuns că v-am zis de Eurovision. Așa, trebuie să știm și noi. Chiar trebuie să știm și noi. Crezi că te lăsăm așa pe mâna oricui? Păi? Suntem vreo 7 oameni cu mine. 8. M-am întrebat câți. Cine? Nu vă zic cine. Nu zice, nu, zice, nu vrea să zică. Bun, ai o piesă la Eurovision, măcar e, sau mă rog, urmează să o lucrați, sau are deja... Nu, 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 urmează să o lucrăm, nu știm nimic, nu avem niciun... A, deci nu aveți nicio direcție, că e veselă, nu. Că e mai tristă, că e în română, că e în engleză. Habar n-avem. Nu. Nu. Dar așa idei sunt acolo pe telefon, unde, chiar unde îți scrii ideile când îți vin ideile? În notițe. În notițe? Pe telefon. Și ne arăți și nouă notiță de-a ta? Hai să vedem care e ultima. Serios, arată și nou, ultimul gând. Păi asta e și ideea. Ultimul gând așa de notițe. Hai zi-o. Scrie frateli. Poți? Da, și celălalt gând ce este? Codul PIN? Hai că am mai aflat niște lucruri. Bun. Deci asta. Ai văzut? Ia, uite că i-ai dat să se uite prin notițe. I-am dat notițele mele. Hai să vedem. A fost în prima zi de școală pentru că este studentă de anul ăsta. Este primul an, nu? Da, deci primul an. Și scrie S1, grupa 2. Unde? Ce? La ce studiezi tu? La ce la facultate? Universitatea București, asistență socială. Nu mă așteptam la asta, nu? Venim și noi la tine după ce termin facultatea. Da, să nu mai fete pe acolo, o să nebuniți. Păi, asta e de bine, adică. Da. Noi venim cu probleme, cu treabă, când o să profesezi. Oleu. Cine știe ce se mai întâmpla peste vreo 4-5 ani? Când vom fi bătrâni, știm și noi cui să dăm un telefon cu ocazia asta. Avem pe cine să sunăm acum. Acum, call baby. Call baby. Exact. Dar până la Selecția Națională Eurovision, vreau să întreb, cum a fost anul trecut? Cum te-ai simțit? La Eurovision a fost foarte bombă și le recomand tuturor celor care vor să meargă. Da. E o experiență care merită. Bombă e de bine? Bombă e de foarte bine. Am înțeles. Folosesc foarte mult bombă, gen... Nu, dar cu Eurovisionul așa, știi că mai sunt în caietul de reclamații, se mai scrie lumea și de-aia mă gândeam că bombă poate fi negativ. Ți-a plăcut piesa celor de la The Humans? Da, mi-a plăcut, dar mi se pare că se putea ridica mult mai mult. Mie mi se piesa pare că ai avut alt favorit, trimis totuși. Pe altcineva? Asta vreau să zic. Ai avut alt favorit? Hai zi. Da, zic că sunt că oricum s-a consumat. Faptul e consumat. Hai că ci e părerea ta și e normal să ai o părere și să ai un pe altcineva favorit. Mi-a ce așa de rău. Alexia și Matei, da, mi-a da. Ok, uite, ai văzut e preferința ta. Fresh. Da? Fresh. Erau fresh. Păi erau și ceilalți, mai erau câțiva foarte fresh pe acolo. Ei mi-au tras atenția mai mult. Da, mi s-au părut mai interesanți. Păi mă rog, 17 ani, 16 ani, mai aproape de vârsta ta. Eu 19, hai că facem 20. Mai stai un pic până ajungi și în juriu ca să trimiți chiar pe cine crezi tu că e potrivit. Adică mai stai un pic, că mai trebuie să treacă niște generații ca să se freșuiască cu totul. Deci tu acum ai 19 ani, da? Da, nu. Mergi pe 20 de ani. Uite, vreau o părere sinceră a unui om care s-a apucat serios de muzică de vreo 2-3 ani așa, nu? Da. Și care simte cam ce se întâmplă acum pe piața muzicală. Ce ai schimbat tu în muzica pe care o auzi la radio sau pe care o găsești pe YouTube, ori pe Spotify, ori pe Apple Music? Păi, nu știu, dacă mă întreb pe mine, mi se pare că și muzica clasică ar trebui integrată într-o melodie pop, oarecum. Păi există pop-opera. Da, dar nu sunt atât de... Deci ai vrea mai multe viori, ai vrea mai multă orchestră, da, adică da. Să fie un pic mai... Puțin mai multă muzică adică live. Ai îmbina muzica clasică cu noul, nu? Da, mi s-ar părea o combinație foarte bombă. Uh-huh. Cu trap,
sau ceva, o combinație de asta nebună, mă înțelegi? Asta ai schimbat tu? Da, da, asta ai schimbat. Da, e tot ce, e tot ce reproșez muzicii în momentul de față? Mă refer la muzica românească. Nu reproșez nimic muzicii. Muzica e muzică și o să rămână muzică. Bun, hai să vedem altfel. Ce asculți tu din muzica românească? Așa, ce-ți place să auzi și ți se pare, uite, că tot am vorbit fresh. Dintre artiștii lansați. Irina Rimes, da. Carla's Dreams. A zis Irina Rimes să pornește și tu aerul conținut cu... Serios. Că e cald, nu? Da, am niște... Uite, da. Poftim. Iată. Mulțumesc. 24 de grade, pe eu n-am nici în casă 24 de grade. Pune pe 20 că vrei, vrei să te simți ca acasă, dăm pe 17. 17, 16, cam așa. Bun, da. Gata. Așa. Deci Irina Rimes, Carlas. Irina Rimes, Carlas Dreams. Ei doi. Ei doi? Și Liviu Teodorescu, mi se pare un om super bombă. Bombă, 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 bombă. Și de la ei cine te inspiră așa? Fii atent că-i zic lui Teodorescu că l-ai făcut bombă. Da. Serios? Și vezi că e mare. Și vezi că e mare. Nu, la ce compune și ce face. Da. Așa sunt artiștii tăi preferați, Irina Rimes, Carlos Dreams, de la Liviu noi Teodorescu. Și ce te inspiră de la ei așa? Și de la ei de afară? Din afară, Rihanna îmi place enorm. Rihanna sau Ariana? Rihanna, așa. Ariana. Pe Rihanna ai văzut un concert? Nu, și m-a oftit. Păi de ce? De cum să nu vezi dacă ești fan? Păi, ce făceai atunci? Ce făceai? Pe Nicole Scherzinger ai văzut-o la Cerb? Nu, n-am văzut-o. Ah, adică am văzut-o la TV, că eram la țară. Da, la TV în țară, nu se mai zice la țară. Se zice eram în țară, în țară da, exact. Și la București, nu, și la Ploiești, și la sat, și la oraș, tot în țară ești. Bine, în țară eram. Așa. Și am văzut-o la TV. Mm-hmm. Da, ți-a plăcut? Da. Uite, mă, e bine că mai sunt oameni care recunosc că se duc la țară. Care e problema? Că și eu mă duc la țară. Păi la țară e tot în țară. Da, da, uite. Păi așa se spune, că pleci din oraș, te duci la țară, sunt plecat în țară. Îți place viața la țară? Exact. Da. Da? Te-ai mutat la țară? Nu. Deci îți place doar așa în vizită. E bine de weekend. Bucate tradiționale, mai un ou din curte, mai o... Zine și nouă, Eliza Chifu, cu cine colaborezi tu la piesele astea frumoase care sună atât de bine? Cu Blackjack Records. Ei mi-au dat. Cine sunt Blackjack Records? Tulea m-a băgat în studio. Cine? Cu piesa Tulea, doamne. Tulea, doamne. Tulea-i, doamne. Dar n-are omul ăsta și un prenume? Nu, n-are, are numai toată nickname. Lumea știe de Tulea. Are nickname, da. De Tulea. Și el scrie și partea de muzică, el și produce. Da. La da. Versurile? Versurile le-a făcut tot el, dar m-am apucat și eu de compus versuri, așa că pregătiți-vă. Aha. Păi deja a acumulat destul de experiență. Vezi că următorul pas, conform artiștilor care au venit pe la noi, este a pus și de regia clipurilor proprii, da. Așa că ușor, ușor o să acapare și... Păi am făcut actorie 4 ani. E, uite, poftim. Am și atestat, așa că vă rog frumos. A, deci ești actriță. Sunt. Cam câte piese s-au adunat de la Tulea până acum? Doar una, acum doar una? Urmează a doua. Pentru Eurovision. Da. Pe ce temă e așa? Despre ce se vorbește în, nu în piesă? Nu avem nici măcar o idee. Deci nu e. Suntem paralel total. O să vedem acolo ce ieși, o ieși. Ca să fim e sincer, brainstorming. Ca să fim sinceri, la ora asta, la 9.36 și noi doi la fel. Nu avem nicio idee. La 5. Îți dai seama. Hai să auzim piesa care se numește? Buchet de dragoste. Da, de ce? Pentru că... Am eu un buchet de dragoste în buzunar. Când ai primit ultima oară flori? Acum o săptămână. A, deci uite, jumate. Că se mai oferă buchete de dragoste. Bun, e bine. Da, suntem e bine. Frumos. Bărbații vor supraviețui. Hai să auzim buchet de dragoste. Sună așa ca o piesă a Loredane. A, nu. Da. Da, sunt Eliza. Nu. Îmi pare bine. Bun. Bună dimineața, București, pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. Acum la 9:37. Da, domnul Marius, e prietenul meu la televizor, da. Cel mai bun prieten al meu. A, l-am văzut, l-am văzut. Da, 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 da. E la televizor, ce să facă? Mi-a atras atenția, da. Apare și. Hai să auzim un buchet de dragoste. Bună dimineața. Oricum îmi pare, nu se face primăvară. Când ai gândit în dragoste, chiar dacă-i soare și pe mine afară, o să plătești anul în soare, soare. Oricum îmi pare, nu se face primăvară. Când ai gândit în dragoste, chiar dacă-i soare și pe mine afară, o să plătești anul în soare, soare. Așteptam să mă suni, să mă întreb ce mai fac. Dar știm, amândoi ești mereu ocupat. Și tac, și tac, nu zic nimic. Chiar dacă știu că e greșit, dar dacă-ți spun ce simt, tot tu ești cel rănit. Am o
dragoste. Poți avea lângă tine o floare, poți avea lângă tine o floare și totul prinde altă culoare. Dar cu o floare nu se face primăvară. Dar cu o floare nu se face primăvară. Când ai ghirio nu dragoste. Chiar dacă e vară și senin afară, poți să plătești dar nu lăsare soarele. Dar cu o floare nu se face primăvară. Când ai ghirio nu dragoste. Chiar dacă e vară și senin afară, poți să plătești dar nu lăsare soarele. Poți să plătești dar nu lăsare soarele. Deci un buchet de dragoste pentru o singură floare. Păi ce facem? Ducem așa? N-a avut da. Bani băiatul, ce s-a întâmplat? Eu sunt cunosc floarea. Cunosc eu niște doamne pe la Coșbuc. Da, la piața de flori acolo. Să vezi acolo. Cu o floare nu se fac 12 grade, să știi. Să știi. Dar da? În Cipru e calm, se face plajă. Unde? În Cipru. În Cipru? În Cipru, zici păi tu. Da, eu stau în Cipru, domnul Taberei, România. Yeah. Și la mine e frig noaptea acolo. La el, la Larnaca, acolo. Auzi, la mine acolo... Ia să te întrebăm noi pe tine, că tot ai adus în discuție. Da. Astăzi vorbeam despre cum trebuie să se împrumute oamenii ca să avem și noi căldură prin calorifere. Tu apropo, ai centrală sau ai... Centrală. Ai dat drumul la căldură în casă? Da, am dat. N-a dat, a pornit singură. O centrală așa? Care se respectă normal. Corect. S-a făcut atât de frică, a pornit și centrală. Dar întrebam pentru noi ăștia nevoiași, care nu avem centrală, ce se întâmplă, unde să ne mutăm și noi să fie cald și bine. Exact. Și vrem să ne spui la tu... La subsoluri. La subsoluri? Nu, la subsoluri ne băgam la ora 10, când începe exercițiu și eu nu mai suport la amelele. În bunker. Ah. Unde bunker. Băgăm în subsoluri? Că azi e prima zi de miercuri dintr-o nouă lună. Da. Unde și ne recomand să mergem să fie cald și bine? Exact. În Cipru. În Cipru? Ia sau ce vedem. Florida, în Cipru unde? Miami. Zi unde e mai exact da, în Cipru? Viză de Miami. Nu știu, am văzut acum pe Insta Story la o fată că așa. Era prin Cipru și că făcea plajă. Când am văzut am nebunit. Ia să văd eu. Uite, la Larnaca 27 de grade. Da, uite, trebuie să fie tare greu. Da, da, plouă? Nu. A, atunci e bine. Mâine 31, 32 în weekend. Nu zici deloc rău cu Cipru ăsta. Noi ne gândeam Dubai... Australia. Dubai. Așa, pe unde să mergem și noi, știi, să fie frumos. Acolo, cu da, cu toată lumea, bun. Roxana se duce cu prinții în Dubai, noi cu struții în Australia, da. Cu struții și cu canguri. Deci, da. pe unde vacanță? Ai avut vacanță vara asta? Pe unde te-ai plimbat? Am avut, că n-am avut. Ai avut, că n-ai avut? Am avut, că n-am avut, nu? Că... A, să vă spun și de ce am lansat piesa asta de târziu. Ia. Am lansat piesa de vară, toamna. Păi asta e, că am auzit noi ceva. Mi-a murit bunica. Condoleanțe, da. Și din cauza asta a trebuit să o lansez mai târziu. Până... La, lasă că n-ai greșit, că temperaturile te ajută. Da. Că noi așteptam de ceva vreme piesa asta de la tine, dar acum se explică de ce a venit atât, da. atât de târziu. M-am uitat după zbor la Larnaca, domnul Marius, cred că-ți bagi joc de mine. Ia zi. 300 de euro. Atât e? Da. Da, da. Da ce? Păi atât te costă căldura pe o lună. Dacă dau eu drumul la centrală,
Păi da, mai bine plătesc căldura pe o lună decât să mă duc 5 zile la Larnaca. Păi de ce să te duci 5 zile? Că găsim noi ce să facem pe acolo. Ce, n-au și ea radio? A, da, corect. Păi da, ne ducem pe acolo și învățăm noi câte facem una. Facem o radio pe plajă acolo, frumos. Exact, ne deschidem noi cu beach bar. Da. De fapt, ia, hai să închidem. Hai. Păi și pe oamenii ăștia cu ei lăsați. Bine cu Roxana. Bine cu Ioana Brușten. Poate le țină companie până la primăvară. A, bine, dacă zici. Până se întorc cocorii, adică eu duc cu deci domnul piesa, Marius. Piesa ta, de, da. Piesa ta de vară s-a lansat toamna. Lucrezi la piesa de Eurovision, dar și la o piesă nouă care să nu aibă legătură cu Eurovisionul. Avem, da, în cuptor? Sau nici ea nu e? Avem în cuptor. Se frământă? Este, da. Se frământă. Da, ai aflat ceva detalii referitoare la Eurovision, la selecția națională de anul ăsta? Nu, nu știu nimic absolut. Ai vreun deadline, ceva, până când să trimiți piesa? Dacă trebuie să depui piesa în 3 săptămâni, ce faci? Da. Păi anul trecut am depus piesa în ultima oră în care se putea depune. Așa face toată făcut lumea, asta? Să știi. Absolut toată lumea, deci nu, n-ai făcut vreo noutate. Maica mea era acolo, gen, a, vezi că ți-am înscris piesa la Eurovision. Ce ai făcut? Tu măcar ai știut, pentru că alții nici n-au știut că au piesa la Eurovision. Și s-au trezit, chemați pe acolo, pe la TVR, că au trecut preselecția, știi? Uite că se întâmplă. Îți ținem pumnii anul ăsta. Mulțumesc. Să fie un weekend creativ. Să ne dai și nouă din creativitatea ta, că mai avem nevoie dimineața, știi, pornește mai greu, creativitatea e pe diesel. Vă dau, și, e pe vibe. Te așteptăm cu trofeul, de ce nu? Trofeul. Cu trofeul Eurovision. La ăla mare, adică păi la ăla mă refer. Da? La Tel Aviv, înțeleg. Tel Aviv. Da, serios, a plăcut piesa care a câștigat Eurovision anul ăsta? Da, ce părere ai avut de? Măi, se putea și să fie fata respectivă și puțin mai slăbuță, dar... Deci asta e, deci te iei, da, de calitățile ei fizice. Nu mă iau, nu, că sunt cred că ok asta a fost, cu toată lumea. Asta a fost și farmecul ei. Da, poate chiar da, asta a fost cute, charisma, da. Charisma personală a nu interprete. Știu, mie nu mi-a tras atenția când am văzut că a câștigat ea, eram... Ai avut un alt favorit? Colegului Eugen Brabie a tras atenția încă din prima seară. O, da? Cânta, da, 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 da. Ne-a zis de ea. El este fan, da, 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 Neta Barzilai. Neta Barzilai, Aneta Barzilai, cum îi zicem Neta noi. Neta Barzilai. Ca să fie mai pe românește așa. Da, se pare că a fost altceva. Poate că asta... Da, trebuie și... să venim mereu cu ceva nou, ceva nou, ceva nou. Că dacă suntem tot pe comunism... Păi să mergem pe ceva nou. Atunci, unde mergeți la munte? În Predeal. În Predeal? Deci acolo e centrul vostru de creativitate. Dacă, da, vreți, dacă sunt, dacă ești un tânăr artist care are niște idei și te afli prin Predeal, uite, poți să îi dai un telefon Elizei și să participi la crearea unei piese, unei pentru piese Eurovision, pentru poate Eurovision. Și un featuring, de ce nu? Da. Cam cât durează să faci o piesă de asta pentru Eurovision așa? Mai o săptămână, două, trei, depinde de cât de bună sau cu asta poate să fie. Mhm. Ți-a plăcut piesa asta, înțeleg. Da. Da? Da. Pe Neta Barzilai. Nu m-ați iertat. Da. Eliza, mulțumim. Mulțumim tare. Mulțumesc. Ne bucurăm că te-am avut în preajma noastră din nou, că ai venit pe aici, pe la noi, pe la București FM. Poate și la evenimentele următoare pe care le organizăm noi, vi să cântăm mai multe piese, așa îmi cum am făcut și în alte și locuri. Vin. Da. Cu cel mai mare drag. Multă baftă la Selecția Națională Eurovision. Ne mai vedem și pe acolo. Ne vedem. Da? Poate, uite, faci un cover și la piesa asta, că am început că... să dansez pe aici. Deja așa a început coreografia. Da. Pentru restul, da, coreografiilor pe Instagram, eu și domnul Fereșteanu ne ocupam. Ah, da, e adevărat. Bună dimineața, București, se oprește aici de la ora 10 pentru toată țara din studioul București FM, de 10 ori România, cu Ioana Brușten, Răzvan Petre, Marius Stoica, Roxana Drăgan. Mulțumim, Roxana. Mulțumim, vă mulțumim. Vă doresc o zi perfectă și plină de zâmbete. Ne reauzim și mâine dimineață de la ora 6. Bye, bye. Bye, bye.